Guvernul Ciolacu urmează să adopte o ordonanță de urgență care va introduce o serie de măsuri fiscale și bugetare menite să gestioneze deficitul bugetar pentru acest an. După modelul aplicat anul trecut, pentru optimizarea cheltuielilor publice și consolidarea disciplinei financiare, se vor tăia majoritatea cheltuielilor făcute de instituțiile publice, inclusiv la nivel local. Printre principalele măsuri propuse în ordonanța de urgență a Guvernului figurează eșalonarea plăților diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, începând cu anul 2025 pentru o perioadă de 5 ani. Începând cu luna septembrie a acestui an, ordonatorii de credite din sectorul public vor avea obligația să limiteze cheltuielile pentru bunuri și servicii la media lunară a cheltuielilor din primele 8 luni ale anului. Excepțiile de la aceste restricții includ cheltuielile pentru medicamente, servicii medicale, îngrijirea bolnavilor și intervențiile în situații de urgență. De asemenea, se impun măsuri stricte asupra angajamentelor legale pentru investiții, cu restricții asupra cheltuielilor în perioada septembrie-decembrie 2024. În cazuri justificate, guvernul poate aproba depășirea acestor limite cu maximum 15%. În acest an se suspendă finanțarea publică pentru organizarea evenimentelor comunitare, cu excepția celor care marchează sărbători oficiale și sfârșitul de an. Fondurile necesare pentru depășirea limitelor stabilite pot fi obținute prin donații și sponsorizări.